Хвала Тобі, милий наш Ісусе Христе, Отче. Вже ми сидимо у дудному людей біля Дому Марку, капітул 6, де ми все точили ще три жос. Марку капітул 6, де ми все точили ще три жос. Він не карма Гензарет. Тобто чав три кумар, я мав від цим тук Гензаретовий, що вже зламан. Коли вши не корабі, oamenii au cunoscut îndată pe Iisus. Dar la plecate pe jurimile și au început să aducă pe bolnavi în paturi. Pretutindeni pe unde se auzea că era El. Oriunde intra El, în sate, în cetăți sau în cătuneni, puneau pe bolnavi pe pirițe și îl rugau să vedea voie doar să se întrebete cu lumea în lui. Și toți cât se alinceau de El, erau de mântuit. Numele Lui este Iisus Hristos.
văzut odată cum demonii rosteau numele lui Iisus Hristos și că rosteau numele lui picau ca și electrocutat jos la pământ. Haideți să chemăm noi acest nume, pentru că acest nume nou ne aduce mântuire, nou ne aduce iertare și eliberare. Haideți să ne atingem de poala hainelui și să spunem, Doamne Iisuse, Tu ești aici. Dă-mi voie, te rog, să mă ating de Tine. Am nevoie de atingerea Ta, am nevoie de iertarea Ta, am nevoie de eliberarea Ta. Îndură-te de noi după îndurarea Ta cea mare. Și vreau să vă spun că El este bucuros ca să ne asculte și să ne primească, pentru că numele Lui este mântuire. În numele Lui este eliberare. Eu sunt Domnul care te vindecă. Așa se declară El. Vrei să te parte de vindecarea Lui? Vrei să te parte de atingerea Lui? Este de datoria ta să strigi. Este de datoria ta să-L chemi. Este de datoria ta să te atingi de boala Lui. Pentru că atingerea Lui îți va aduce vindecare. Amin. Haideți să ne ridicăm la rugăciune.